Bună seara, s-a întors roata, nu? După meciul cu CFR, ultimul de acasă. Da, bună seara în primul rând. Aș vrea să încep prin a-mi felicita jucătorii pentru că au crezut până în ultimul minut în victorie. Meciul a fost așa, împărțit pe două reprize, clar, o repriză în care noi, chiar dacă am avut două situații de gol, să zic așa, prin Irobiso, controlul jocului a avut Iașu și trebuie să recunoaștem locul acesta. Au înscris și dintr-o fază fixă și sunt foarte supărat pe lucrul ăsta că am luat gol din fază fixă. Dar în repriza a doua am schimbat și modul de joc, am făcut ceva schimbări și cred eu că în repriza a doua controlul reprizei a fost a noastră, am pus presiune, am fost agresivi în dueluri, am câștigat duelurile, am avut situații de a marca, am și marcat. Este clar, victoria ne dă încredere pentru meciurile care urmează și vreau să încă o dată să-mi felicit jucătorii pentru că au crezut până în ultimul minut. Care este cauza? Pentru că știu că nu este primul meci în care vă aud declarând asta. Care este cauza inconstanței dintre aceste două reprize? Da, n-aș putea spune. Noi am pregătit jocul. Da, nu știu, am pregătit jocul clar de a intra din primul minut, la fel cum am intrat în repriza a doua. Se pare că și ei, cei de la Iași, și au schimbat modulul de joc și aici ne-a surprins puțin, dar nu caut o scuză în asta, trebuia să ne adaptăm mult mai repede. Una peste alta, eu spun că e o victorie meritată, o victorie necesară a noastră și vreau să ne dea încredere pentru meciurile care urmează. Dacă ar fi să le acordați o notă de la 1 la 10 jucătorilor dumneavoastră, nu aș vrea să acord note, nu sunt acum să acord note, nu vreau să acord note. Important e că am câștigat, suntem bucuroși, vom analiza, clar, vom analiza ce am făcut la acest joc și lucrurile bune pe care le-am făcut, dar și lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut în acest joc. Facem o analiză clară. Mâine dimineață suntem deja prezenți la stadion.